Bună, Rac, și bine ai venit la etalarea ta pentru săptămâna 29 martie-4 aprilie. Menționez că această etalare este valabilă atât pentru cei din zodia Rac, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord și multe planete pe astrograma natală în semnul Racului. De asemenea, dragii mei raci, vă reamintesc că este o etalare pur generală, vă rog mult să luați de aici doar mesajele care se potrivesc cu voi, cele în care nu vă regăsiți, lăsați-le aici, cu siguranță sunt pentru alte persoane. Hai să vedem, dragii mei raci, ce se întâmplă cu voi. La baza pachetului avem valetul de monede, 4 de bâte, cumpătarea, 8 de spade și 3 de spade și un 7 de monede. Simt aici că o așteptare din viața voastră v-a dezamăgit foarte, foarte mult și ați încercat pe cât posibil să împăcați lucrurile. Parcă v-ați simțit blocat într-o anumită situație și deodată ori vine o zână bună în viața voastră, ori pur și simplu vouă vă cresc aripi peste noapte și reușiți să fiți pur și simplu mult mai buni, mult mai calmi, reușiți să faceți o anumită alchimie din tot ceea ce aveți, reușiți să faceți ca acest curcubeu să răsară în viața voastră în această săptămână. Acest 4 de bâte de aici îmi spune că faceți să răsară acest curcubeu și mai mult decât atât vă faceți planuri, vă faceți acolo o echipă, vă faceți niște... Vă faceți o selecție, mai bine spus, puneți acolo ceva la punct, vă pregătiți pentru ceva anume. Poate faceți cumpărături, unii raci, pentru alții discutăm despre zona aceasta financiară care este foarte importantă pentru voi și vă faceți acolo tot felul de planuri. Ori pentru cumpărături, ori pentru un loc de muncă, ori pentru niște activități noi. Posibil și acest lucru. Poate unii aveți de-a face cu vreun copil, poate aveți de pregătit ceva pentru un copil sau pentru o persoană mai tânără din viața voastră. E un aer așa de primăvară aici la voi în etalare, e curcubeul, mai urmează să răsară și soarele, dar vedem, poate apare în etalare, cine știe. Situația, 2 de bâte, ce gândiți voi? Valetul de cupe, ce simțiți voi? 7 de spade, ce stă la baza manifestărilor? Steaua, ce în exterior? Spânzuratul, ce simt ceilalți? Asul de monede. Ce gândesc ceilalți? Luna. Interesant. Sunt energii foarte puternice, aș spune eu. Vă faceți planuri pentru viitor. Parcă sunteți într-o poziție în care ați început să vedeți lucrurile altfel. Ați început să vedeți curcubeul după ploaie. Ușor, ușor aceste energii intră în viața voastră, e adevărat că nu vor fi peste noapte, în această săptămână posibil să simțiți doar o parte. Și de asemenea mai văd aici că e o perioadă în care parcă vă aflați adevărata valoare, vă faceți planuri către viitor, vă gândiți foarte intens departe, către prezent, către viitor, către trecut, alții dintre voi. Sunteți acolo foarte puși pe treabă, dar cei mai mulți cred că au legătură cu zona viitorului și cu ceva ce voi vă doriți extraordinar de mult, o speranță foarte, foarte mare pe care voi o aveți în inimă. E adevărat, până acum ați fost ghidați, veți fi în continuare cu siguranță și tind să cred că e o nouă dimensiune a unei relații, o nouă dimensiune pe zona aceasta financiară. Ceva faceți voi acolo și vă duce într-o altă zonă a vieții voastre, într-un alt nivel mult mai înalt. Ce gândiți voi? Valetul de cupe. Voi ori vă gândiți intens la o persoană mai tânără din viața voastră, ori în această perioadă pur și simplu vă gândiți mult mai intens la sufletul vostru, vă uitați mai intens în interiorul vostru, însă faceți acest lucru prin zona voastră rațională, cumva încercați să gândiți lucrurile mai la rece, vă puneți pe voi acolo în centru vieții voastre și vedeți ce-i bine, ce nu-i bine. E posibil poate chiar această dezamăgire pe care ați avut-o și pe care încă o aveți în suflet să vă determine să vă apropiați mai mult de voi, de eul vostru interior, de ce nu. Și parcă să vă uitați foarte intens la voi. Da, posibil ca unii raci să pară ușor narcisiști din exterior, repet, nu neapărat să și fiți, pur și simplu pentru faptul că vă concentrați mult mai mult pe voi în această săptămână.
ce simțiți voi? Este acest șapte de spade, deci trădarea pe care am văzut-o acolo, lucrurile urâte care v-au făcut vouă rău, să știți că încă se simte în această săptămână. E adevărat, nu atât de puternic, deja încep lucruri de noutate în jurul vostru, deja se întâmplă anumite lucruri de destin și din acest motiv poate momentan începeți cu schimbarea gândirii, dar, repet, la nivel interior, posibil ceva încă să vă dezamăgească. Pentru alți raci poate să fie vorba de faptul că încercați în această săptămână să fiți ceva mai diplomați decât de obicei, poate chiar să fiți ușor egoiști, v-am spus, să vă gândiți mai mult la voi. Dar cumva într-un mod mai secret, ori evitați tot felul de acțiuni în această săptămână, pentru că văd aici un mic mare blocaj pe zona acțiunilor. Parcă vreți așa să vă retrageți, să vedeți ce e în interiorul vostru. Parcă vreți să scoateți din voi tot ceea ce e rău, oricum ar fi, să știți că e o perioadă în care multe lucruri ies din voi, multe lucruri din punct de vedere negativ, ca să spun așa, adică sunt lucruri care v-au făcut rău, tot felul de nenorociri și așa mai departe. E adevărat, prima dată le simțiți în inimă, dar ușor, ușor încep să iasă și cel mai important este că le conștientizați, dragii mei raci. La baza manifestărilor avem steaua, o arcană majoră foarte puternică. Se pare că voi deschideți cutia Pandorei, sunteți foarte pregătiți să vă ascultați sufletul, sunteți foarte pregătiți să mergeți spre o anume speranță din viața voastră, pur și simplu sperați acolo cu tot sufletul și sunteți pregătiți să înfruntați absolut orice pentru a vă îndeplini acest țel. Parcă nu vă mai interesează nimic decât să mergeți pe această cale, să vă îndepliniți un țel anume. Dar se simte foarte intens, v-am spus, această energie de primăvară aici, de un iz nou, ceva nou care se reînvie în viața voastră. În exterior, spânzuratul, tot a apărut această arcană majoră, cred că la fiecare semn zodiacal până acum. Spânzuratul aici, să știți că îmi spune că cineva din exteriorul vostru se simte pedepsit, cineva se simte sacrificat. Acum poate, v-am spus, poate lăsați ceva în urmă, ceva care vă ținea captiv, ceva care vă făcea rău. Poate o relație din viața voastră nici nu avansează în această săptămână, nici nu dă înapoi. În schimb, în mintea voastră se petrec anumite conștientizări, parcă se oprește totul în loc, tocmai pentru a vă da voi seama de anumite lucruri. Ce simt ceilalți? Asul de monede. Posibil ceilalți, dacă sunteți într-o relație, posibil cealaltă persoană să vă vadă mai mult ca pe un prieten sau ca pe o prietenă în această perioadă. De asemenea, văd în exterior, posibil pentru unii, o ofertă sau ceva aici foarte stabil, ceva foarte important, care vine în viața voastră în această săptămână. Poate o ofertă de muncă, poate niște bani, poate o nouă persoană, poate o nouă dimensiune a unei relații, ceva aici se întâmplă. Oricum ar fi, ceilalți parcă sunt siguri de voi, ceilalți sunt siguri că vor să rămână cu voi, dar v-am zis, pentru unii raci e posibil să întâlniți un nou personaj din viața voastră. Ce gândesc ceilalți? Luna, iarăși o arcană majoră. Posibil ceilalți să-și facă niște iluzii cu privire la voi în această săptămână și, de asemenea, pentru unii raci, să știți că cealaltă persoană sau ceilalți se vor gândi extraordinar de intens la voi în această perioadă. Tot luna aici îmi vorbește despre alegeri, poate cineva din viața voastră este pus să facă o alegere în această săptămână, o alegere în ceea ce vă privește pe voi. Poate cineva vă consultă, poate cineva vă ghidează, da, din punct de vedere energetic, aș putea să spun. Cineva e acolo cu voi și vă luminează oarecum, da, vă arată ceva anume, însă posibil iarăși o anume persoană din viața voastră să nu se deschidă la fel de mult, să fie ceva mai ascunsă sau mai ascuns. Să stea oarecum să se gândească foarte, foarte intens la faptul că voi nu prea vorbiți în această perioadă decât eventual despre voi. V-am spus, e o perioadă în care vă axați foarte mult pe zona aceasta a voastră. E și normal, v-am spus, se formează acolo un curcubeu care vă face să vedeți viața din mai multe puncte de vedere, vă face să vedeți viața în alte culori, dragii mei raci, și asta e interesant. Eu vă pupăcesc, vă mulțumesc pentru vizionare, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte filme.